Bună ziua și bine ați venit! Sperăm că programul nostru de câteva ore, de 3-4 ore, să vă placă, să se desfășoare într-o climat destul de plăcut. Rugămintea mea e să avem răbdare și să parcurgem toți pașii. Avem copii de față aici care o să primească pe domnul prefect și pe domnul Pipăriti de la Protopop, iar tu s-a scut cu pâine și sare ca să meargă bine în comuna Pâncești. Vă așteptăm! Sarea unii. În mijloc. Părintele, vă pot să preia activitatea religioasă și ce fiți slujba de sfințire. Vă mulțumesc! Stimate domnule primar, stimatele domnule prefect, domnule președinte al Consiliului Județean, dragi pâncești, cu ajutorul lui Dumnezeu, cu încredințarea și cu binecuvântarea în preasfântului nostru Ioachim, vom începe slujba de binecuvântare și de sfințire a acestui așezământ cultural pe care ne rugăm lui Dumnezeu ca acesta să-l binecuvinteze și să-l sfințească spre ajutorul și spre multele proiecte și activități frumoase pe care împreună cu domnul primar le veți săvârși aici. De aceea vă rugăm să ne ridicăm cu toți în picioare și să aducem mulțumire lui Dumnezeu. Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție. Împărate Ceresc, Mântuitorule, Duhul adevărului care pentru tine ești și toate le împlinești, Vizierul bunătăților și Dătătorule de viață, vino și te sălășluiește între noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește, bunule, sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Trăime, miluiește pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre, pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în cer, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm să credem că la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm să credem la Însuși Hristos Împăratul și Dumnezeu nostru. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea în credincioșia Ta, auzi-mă tu dreptatea Ta să nu intru la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta,
Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calcă în picioare. Făcutu-mă să locuiesc la întuneric ca morții cei din veacuri, mâhnit este Duhul în mine și inima mea încremenită înăuntrul meu. Adus-mi am aminte de zilele cele de demult, cugetat am la toate lucrurile tale, la faptele mâinilor tale m-am gândit. Întins am către tine mâinile mele și sufletul meu ca un pământ însetoșat. De grabă auzi-mă, Doamne, ca slăbit Duhul meu nu-ți întoarce fața ta de la mine. Ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în mormânt, fă să aud dimineața mila ta că la tine mi-e nădejdea. Arată-mi calea pe care mergem, că la tine am scăpat. Scapă-mă de vrășmași mei, că la tine alerg, Doamne, învață-mă să fac voia ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă păvățuiască la pământul dreptății. Pentru numele Tău, Doamne, dăruiește-mi viață în dreptatea Ta. Scoate din necaz sufletul meu, fă bunătate, destârpește pe vrăjmașii mei și pierde pe tot ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, 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 slavă Ție Dumnezeule. Aleluia, 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 slavă Ție Dumnezeule. Aleluia, 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 slavă Ție Dumnezeul nostru, slavă Ție. Dumnezeu este Domnul și s-a arătat nouă, bine este cuvântat cel ce vine într-un numele Domnului. Dumnezeu este Domnul și s-a arătat nouă, bine este cuvântat cel ce vine într-un numele Domnului. Dumnezeu este Domnul și s-a arătat nouă, bine este cuvântat cel ce vine într-un numele Domnului. Către născătoarea de Dumnezeu, acum cu o sârdie să alergăm noi păcătoși și smeriți și să cădem cu pocăință strigând într-o adâncul sufletului: Stăpână, ajută-ne milosivindu-te spre noi, grăbește că pierim sub mulțimea păcatelor, nu întoarce pe robii tăi deșerți, că pe tine singur în nădejde te-am câștigat. Și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Nu vom tăcea născătoare de Dumnezeu, pururea spune puterile tale, noi nevrednici că de n-ai fi stat înainte rugându-te. Cine ne-ar fi izbăvit pe noi din atâtea nevoi, sau cine ne-ar fi păzit până acum slumbă? Nu ne vom depărta de la tine, să până când tu izbăvești pe robii tăi, părerea din toate nevoile. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta, și vă mulțumim lucrurile tale, și mai pe toți mă spală de fărăgerea mea, și de păcatul meu mă îmbrățește, că fărăgerea mea e bucuros, și păcatul meu mă întărește puterea. Ține una greșit și rău înaintea ta au făcut, așa încât drept ești în cuvintele tale și biruitor nu vești ca tu. Că iată, într-un fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea. Că iată, adevăr a iubit cel ne-a rătat, deci cel ascuns a necesitării tale mi-a dat mie. Rupi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzul meu le dau bucurie și veselie, bucurați-vă oasele mele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zdește întru mine Dumnezeule și Duh drept înnoiește întru cele dinăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu lua de la mine. Dă mie bucuria mântuirii tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsare de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase-va limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Cât de timp voi jertfă ți-aș fi dat, arderile de totul vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul milit, inima frântă și smerită, Dumnezeu nouă va auzi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea ta,
Sihonului și să se zidească zidul Ierusalimului, atunci vei binevoi jertfa dreptății, milosul și ardele de tot, atunci vor pune pe altarul tău viței. Bucului să ne rugăm, Doamne, miluiește! Că Sfânt ești Dumnezeul nostru și ție slavă înăță, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Acum a sosit vremea care sfințește pe toți și ne așteaptă dreptul judecător, ci te întoarce suflete către pocăință, ca păcătoasa care cu lacrimi striga, Doamne, miluiește-mă! Hristoase, cel ce-ai revărsat cu curgeri mari izvorul tămăduirilor în biserica cea prea curată cu fecioarei, doctorul sufletelor și al trupurilor noastre, îndepărtează astăzi prin stofirea binecuvântării tale toate bolile celor neputincioși. Fecioară, ai născut neispitită de nuntă și fecioară, ai rămas maică nenuntită, născătoare de Dumnezeu Marie. Roagă pe Hristos Dumnezeul nostru să ne mântuiască pe noi. Preasfântă născătoare de Dumnezeu Fecioară, îndreptează lucrul mâinilor tale și cere iertare păcatelor noastre când cântăm noi cântarea cea îngerească. Dumnezeule Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Să luăm aminte, pace tuturor și Duhului tău. Domnul este luminarea mea și mântuitorul meu, de cine mă voi teme? Domnul este păzitorul vieții mele, de cine mă voi înfricoșa? Înțelepciune din epistola către evrei a Sfântului Apostol Pavel, citim. Luăm aminte, fraților, cel ce sfințește și cel ce se sfințesc dintr-unul sunt toți. De aceea nu se rușinează să-i numească pe frații când spune voi fraților mei numele tău în mijlocul bisericii, te voi lăuda și iarăși eu voi fi încrezător în el. Și iarăși iată eu și pruncii pe care mi-a dat Dumnezeu. Deci de vreme ce pruncii s-au făcut părtași sângelui și trupului, în același fel și el s-a împărtășit de aceasta, ca să surpe prin moartea sa pe cel care are stăpânirea morții, adică pe diavolul, și să izbăvească pe acei pe care frica morții îi ținea în robie toată viața. Căci într-adevăr nu a luat firea îngerilor, ci sămânța lui Avram a luat. Pentru aceea dator era întru toate să se asemene fraților, ca să fie milostiv și credincios arhiereu în cele către Dumnezeu pentru curățirea păcatelor poporului. Căci prin ceea ce a pătimit el însuși fiind ispitit, poate și celor ce se ispită. Yeah.
să le ajută. Pace ție celui ce bine ai citit. Și Duhului nostru. Iisus a suit în templu din Ierusalim și învăța. Și iudeii se mirau zicând, cum știe acesta carte fără să fie învățat? Deci le-a răspuns Iisus și a zis, învățătura mea nu este a mea, ci a celui care m-a trimis. De vrea cineva să facă voia lui, va cunoaște despre învățătura aceasta, dacă este de la Dumnezeu sau dacă eu vorbesc de la mine însumi. Cel ce vorbește de la sine își caută slava sa, iar cel care caută slava celui ce l-a trimis pe el, acela este adevărat și nedreptate nu este pentru el. Slavă ție, Doamne, slavă ție. Cu pace Domnului să ne rugăm. Noastre, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pacea toată lumea pentru bunăstarea Sfintelor lui Dumnezeu Biserici și pentru unitatea tuturor, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru Sfântă Biserica noastră și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră în ea, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru înalt preosfințitul arhiepiscopul nostru Ioachim, pentru cinstita prorocime, ceantru Hristos, diaconime, pentru tot clerul și poporul, Domnului să ne pentru armata țării noastre, Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru comuna aceasta, țara aceasta, pentru toate orașele și satele, pentru cei ce cu credință locuiesc întrânsele, Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru cei ce călătoresc pe ape, pe usca și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se pătimesc, pentru cei robiți și mântuirea lor, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să se sfințească apa aceasta, cu puterea, cu lucrare și cu pogorârea Sfântului Duh, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să pogoare peste apa aceasta lucrarea cea curzătoare a treimei cele mai presus de fire, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să fie apa aceasta dăunitoare sufletelor și trupurilor și zgăritoarea toată puterea cea potrivnică,
să-i se trimită ihorul izbăvirii și binecuvântare Iordanului Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să-i se trimită ihorul izbăvirii, binecuvântare Iordanului Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru toți cei care au trebuință de ajutor folosință de la Dumnezeu, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să ne luminăm noi culminarea cunoștinței prin treimea cea de o ființă, Domnului să ne rugăm. Ca Domnul Dumnezeu nostru să ne arate pe noi fii și moștenitorii ai împărăției sale prin gustarea și stropirea cu apa aceasta, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să se sfințească acest așezământ de cultură cu puterea, cu lucrarea și cu harul Sfântului Duh, Domnului să ne rugăm. Născătoare și pururea Fecioară Maria cu toți Sfinții pomenind-o, preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dă. Se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Domnului să ne rugăm. Stăpâne Doamne Dumnezeu nostru cel mare, într-o sfat și minunat lucrări, făcătorile a toată făptura cea văzută și cea nevăzută, cel ce păzește așezământul tău și dai mila ta celor ce te iubesc pe tine și păzesc poruncile tale. Cel ce primești lacrimile celui de umilință ale tuturor celor din nevoi, pentru aceasta ai venit în chip de rob, nu cunălucini fricoșându-ne pe noi, ci dă-n adevărată tămăduire trupului și zicând, iată, te-ai făcut sănătos, de acum să nu mai greșești. Încă și din tine ai făcut ochi sănătoși și poruncind să se spele, prin cuvânt ai făcut să se sălășluiască lumina. Cel ce oprești valurile patimilor celor potrivnice și potolești marea cea sărată acestei vieți și îmblânzești pornirile cele greu de purtat ale păcerii. Însuți iubitorul de oameni împărat, cel ce ne-i dat nouă să purtăm veșmânt luminat ca zăpada din apă și din Duh. Și acum trimite harul preasfântului și de viață făcătorului tău Duh, care sfințește toate și sfințește apa aceasta. Și acum timp de harul preasfântului și bun de viață făcătorului tău Duh, care sfințește toate, sfințește apa aceasta. Sfântului și de viață făcătorului tău Duh, care sfințește toate și sfințește și apa aceasta. Și prin gustarea și stropirea cu
apa aceasta, trimite nouă binecuvântarea ta care spală întinăciunea patimilor. Așa ne rugăm, cercetează-ne putința noastră bunule și tămăduiește cu mina ta bolile noastre, cele sufletești și trupești. Pentru rugăciunile preacurate, prea binecuvântate de Dumnezeu Născătoare și pururea Fecioară Maria, cu ocrotirile cinstitelor, cereșilor, netrupeșilor, puteri, pentru rugăciunile cinstitului slăvitului proroc înainte mergătorul și botezătorul Ioan, ale Sfântului Longhin Sutașul și ale tuturor sfinților părinți, al sinodului al șaptelea ecumenic și ale tuturor sfinților tăi. Și păzește, Doamne, pe drept credincioșii robii tăi, cler și popor adunați la această sfântă slujbă, dându-le lor sănătate sufletului și trupului și le împlinește toate cele de trebuință obștea acestea creștine, care slujește ție și fie întru toate milostiv. Adu-ți aminte, Doamne, de toți episcopii ortodoxi, care drept învață cuvântul adevărului tău, de tot cinul preoțești și călugărești de mântuirea lor. Adu-ți aminte, Doamne, de cei care ne urăsc, de cei care ne iubesc pe noi, de frații noștri care slujesc și slujbață, de cei care pentru binecuvântate pricini nu sunt aici, de cei care ne-au cerut nouă nevrednicilor să ne rugăm pentru ei. Adu-ți aminte, Doamne, și de părinții și de frații noștri care sunt în robie și în supărări și miliește după mare mila ta, izbăvindu-i din toate nevoile. Că Tu ești izvorul tămăduirilor Hristoase, Dumnezeu nostru, și Ție slavă înălțăm împreună și celui fără de început al Tău, Părinte, prea Sfântului și Bunului și de viață Făcătorului Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pace tuturor. Și ne uzi pe noi Tu, Cel care primit a Te boteza în Iordan și ai sfințit apele și ne binecuvintează pe noi toți care, prin plecarea capului nostru, arătăm semnul supunerii față de Tine și ne venim umple de sfințenia Ta prin gustarea și stopirea cu apa aceasta și să ne fie nouă, Doamne, spre sănătatea sufletului și a trupului, că Tu ești sfințirea sufletelor și a trupurilor noastre și Ție slavă și mulțumire și închinare înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Miluință, bine credincioșilor creștini asupra celui potrivnic dăruiește și cu crucea Ta păzește pe poporul Tău. Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Biruință, bine credincioșilor creștini asupra celui potrivnic dăruiește și cu crucea Ta păzește pe poporul Tău. Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Biruință, bine credincioșilor creștini asupra celui potrivnic dăruiește și cu crucea Ta păzește pe poporul Tău. Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Biruință, bine credincioșilor creștini asupra celui potrivnic dăruiește și cu crucea Ta păzește pe poporul Tău. Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Miluință, bine credincioșilor creștini asupra celui
Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, care binevoit a intrat sub acoperimentul vameșului Zaheu și te-ai făcut mântuire lui și la toată casa lui, însuși acum păzește-ne vătămați de toată răutate pe toți cei care sunt prezenți la această sfântă slujbă și aduc ție rugăciuni prin noi nevrednici și binecuvintează pe ei și așezământul acesta de cultură și păstrează totdeauna viața lor nebântuită și le dăruiește cu îndestulare toate bunătățile tale spre folos prin binecuvântarea ta. Că ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea împreună cu cel fără de început al tău, Părinte, preasfântul și bunul și de viață făcătorul tău Duh, acum și pururea și în vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Dumnezeul nostru caută acum cu milostivire spre rugăciunea noastră a smeriților și nevrencilor robilor tăi slujitori. Și trimite harul preasfântului tău Duh peste unde lemnul acesta și sfințește ca să fie spre sfințirea locului acestuia și așezământului ce s-a zidit pe el și spre alungarea tuturor puterilor potrivnice și a mântuielilor diavolești. Că tu ești cel ce binecuvintești și sfințești toate, Dumnezeul nostru, și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și vecii vecilor. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Domnul noi să ne rugăm. Doamne, miluiește. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, cel ce în zilele tale în trup ai învățat pe oameni, prefăcând cu puterea ta cea dumnezeiască templul, pustia și corabia, într-un amvon al vremurilor de atunci, încât toți cei care ascultau se mirau întrebându-se cum știe acesta carte fără să fie învățat. Și acum te rugăm, binecuvintează pe toți ostenitorii acestui așezământ cultural sfințit cu venirea Sfântului tău Duh, ocrotitor avându-l pe Sfânta Parascheva, precum a binecuvântat și luminat pe Ștefan, întâiul tău mucenic, în a arăta oamenilor în marea sa cuvântare adâncurile cele de nepătruns ale înțelepciunii și științei tale. Iar lui Pavel i-ai dat tărie ca să vorbească din Scriptură în Duhul Sfânt mulțimilor din Tesalonic, Berea, Atena și din toată Grecia, așa dăruiește și celor ce se ostenește, se vor ostene în acest așezământ cultural Duhul înțelepciunii al științei și al bunei cuvințe, pentru ca toate cele împlinite de ei să fie spre folosul sufletesc al poporului român și spre slava numelui tău cel sfânt. Izbăvește-i de vrăjmașii văzuți și nevăzuți și de toate cursele vătămătoare de suflet ale acestora, precum ai izbăvit pe apostolii tăi când i-ai trimis la propovăduire în toată lumea după ce în ziua cinzecimii au primit Duhul tău cel sfânt, dându-le puterea să calce peste șir, peste scorpii și peste toată puterea vrășmașului. Pomenește, Doamne Dumnezeul nostru, pe toți cei ce au slujit această instituție de cultură, adormiți într-un odihnă de învierii și a vieții veșnice și așează în împărăția cerurilor după faptele și credința fiecăruia. Că ție se cuvine să ne miluiești, să ne mântuiești pe noi, Hristoase Dumnezeul nostru, și ție slavă înălțăm împreună cu celui fără de început al tău, Părinte, și preasfântului și bunului de viață făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Poporul tău și binecuvintează moștenirea ta, miluință binecredincioșilor creștini asupra celui potrivit. Și ungerea cu îndelemn sfințit în lume și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Mântuiește, Doamne, poporul tău și binecuvintează
Merg mai aproape. Vieți mai aproape. Nu ești loc acolo aproape. Nu faci nimic. Mai aproape. Dați-le ca o păcate, cărgeți ridicate să nu mergem. Senitorilor lui și asupra tuturor celor ce au contribuit la ridicarea și la înfrumusețarea lui și pe Îngerul Său cel milosiv ca să-i păzească de toată răutate, să-i povățuiască spre lucrarea tuturor faptelor celor bune, spre împlinirea Sfinților porunci ale lui Hristos, să le dorească sănătate zile îndelungate întru toate să-i îndestuleze. Rugămune ție, Doamne, auzi-ne și de grab ne miluiește! Doamne, miluiește! Și milostiv fiind nouă, Stăpâne, pentru păcatele noastre și ne miluiește pe noi. Că milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
Slavă ție, Hristoase, Dumnezeu nostru, nădejdea noastră, slavă ție! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Preacucernice Părinte Protopop, binecuvânătate! Hristos adevăratul Dumnezeu nostru, pentru că la curate Maicii Sfatele Sfinților Slăviților, într-o tolodanță, la rupostori, cu puterea cinstită și de viață făcătoare cruci, cu folosințele cinstitelor cereșilor, netrupeșilor puteri, pentru rugăciunile Sfântului Longhi în sutașul, a cărui pomenire astăzi o săvârșim, pentru rugăciunile Sfinței Preacuvioasei Maicii noastre, Parascheva, ocrotitoare comunei acestea și a parohiei acestea, pentru rugăciunile Sfinților, Dreptilor, Dumnezeieștilor, Părinții Ioachim și Ana, și pentru rugăciunile tuturor Sfinților Săi, să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitor. Sfinților, părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Amin. Domnule prefect, domnule președinte al Consiliului Județean, domnule deputat, domnule inspector general de la Inspectoratul Școlar Județean, preacucernice Părinte Protopop de la Protopopiatul Sascut, unde și comuna Pâncești este arondată, preacucernici părinți, cuvioase maici de la Mănăstirea Pogleț, vă mulțumesc în numele întregii comunități pentru bunăvoința și dragostea pe care ați avut-o de a participa alături și de a ne ruga la sfințirea acestui lăcaș cultural. Vreau să mulțumesc în mod special părintelui Dan Maschen, viețuitor la Mănăstirea Podromul din Sfântul Munte Atos, care de fiecare dată când am avut asemenea activități de sfințire pe raza comunii Pâncești, a fost alături de noi, ne-a îndrumat, ne-a educat și ne-a povățuit cum să săvârșim și să sprijinim aceste activități de sfințire. Și eu număr aici biserica de la Dinez Vale, biserica de la Fugeriș, în actualmente Căminul Cultural Pâncești. Mulțumim încă o dată părintele Mamaschin și să-i dea lui gură multă, multă sănătate și să-i dea Dumnezeu putere și să fie alături de noi. Aș vrea să nu plictisesc prea mult, dar vreau să aduc câteva referiri la Căminul Cultural Pâncești. În 2017, împreună cu o echipă de proiectanți de la firma SCIDA Proiect, condusă de domnul inginer Sticea, care este de față aici, și o echipă de consultanți de la firma Euroconsult, am început documentația pentru obținerea documentați pentru depunerea SF-ului, studiul de feziabilitate pentru acest cămin cultural. În 2018, pentru ca acest proiect să fie eligibil, am avut nevoie de 10 activități culturale, în afară de avize, acorduri și celelalte documente de la instituțiile statului, 10 activități culturale în care am fost sprijiniți. Aceste activități au fost coordonate de doamna educătoare Muțoc Maria, și în toate acestea au sprijinit și celelalte cadre didactice, copii, tineri de pe raza comună și toți care au crescut în acest proiect. Aș putea spune că Căminul Cultural Pâncești a fost construit în anii 1948-1950 de către părinți și cu contribuția părinților și bunicilor noștri. Am avut activități culturale în timp de 50 de ani, fără întrerupere, în ultimii 25 de ani, intrând într-o stare avansată de degradare sau că am fost întrerupte. Am putea spune că în acest cămin s-au întâlnit și au petrecut bunicii, părinții noștri, noi generații de astăzi, vor continua să petreacă copiii, nepoții și strămoșii noștri. Putem spune că în acest cămin s-a întâlnit trecutul cu prezentul și viitorul. Ar fi multe de spus despre această locație, dar vreau să amintesc cetățenilor pâncești
că administrația publică locală, condusă de actualul primar, a înfăptuit în ultimii ani și alte proiecte, care ar vrea să le enumere pe scurt, așa, în amintirea celor care sunt prezenți aici. Avem un proiect de 1 milion de euro cu 7 drumuri de exploatație agricolă cu o suprafață cumulată de 12 km, 7 km de bodețe, 7 km de șantă și 34 de bodețe pe raza comună Pâncești, cu toată comuna Pâncești prin mai multe state. Avem canalizarea pe satele Pâncești și Dieneț în valoare de 2.200.000 de euro prin finanțarea PNDL 2. Drumul de exploatație a fost finanțare europeană. Caminul cultural Pâncești, la fel, finanțare europeană. Avem în ultimii ani Caminul Petrești, inaugurat în 2018 și sfințit, cu reabilitare și dotare din fondul, din bugetul local, care în ultimii 2 ani e funcțional. Avem grădinița cu programul normal, grădinița 1 Pâncești, care a fost reabilitată din temelii și acolo copilașii noștri vin cu drag și își desfășoară activitățile. Mai avem achiziții, un autogreder nou pe fonduri europene, avem și alte proiecte care sunt în curs de derulare și au fost întrerupte. De exemplu, construcția din dreapta mea de aici, din stânga dumneavoastră, a fost licitată, au participat la licitație 8 firme și au câștigat o firmă cu 75%, care, datorită și scumpirilor și prețul mic de adjudecare, au falimentat. Și am fost nevoiți să reluăm procedura de scoatere la licitație cu rest de executat, de procedura legală de atribuire la alt constructor. Și am semnat contractul cu societatea Eltacos, condusă de domnul inginer Diaconița Daniel, căruia îi aduce mii de mulțumiri. Dânsul este și constructorul care a finalizat, a lucrat construcția Caminului Cultural pe Cești. Timp de 2 ani și jumătate a lucrat aproape continuu, cu mici întreruperi în perioada rece și o echipă de meseriași renumiți ne-au făcut un Camin Cultural prin care ne putem mândri de aici înainte mulți ani. În afară de aceste proiecte, mai avem în derulare pe Angel Salini 3 proiecte. Avem un proiect de alimentare cu gaz în valoare de 7 milioane de euro pe o lungime de 54 de kilometri, în care suntem în asociere cu alte 2 comuni pentru a putea ca proiectul să fie elegibil, cu comuna Corbasca și comuna Tătărești. Colegii primari sunt prezenți aici. Suntem într-un ADI, într-o organizație prin care, cu sprijinul de la centru, de la administrația publică centrală, dorim și muncim din toate, cu toate forțele să dezvoltăm comunele astea. Avem tot pe Angel Salini canalizare, aprobată pe satele Petresu și Fundul Văie, în valoare la 2.400.000 de euro, care urmează să înceapă lucrările și licitațiile în anul următor. Canalizarea pe Dieneț și Pâncești se recepționează până la finalul ăsta. Mai avem 5 drumuri în localitatea Pâncești care se vor moderniza și asfalta, sunt procedura de autorizare și de licitație. Și ca să nu le enumer pe toate, vă spun că toate drumurile din localitatea Pâncești care au canalizare, în un an jumătate vor fi asfaltate. Și vor urma celelalte care le se fac canalizare la un an după ce se va da terenul, să urmează modernizarea acestor drumuri. Iată câteva din realizările administrației publice locale. Ele mai sunt, dar sunt mărunte și nu vreau să le spun. Acum, dacă nu vă plictisesc, vreau să fac referire tot la Caminul Cultural Pâncești. De astăzi intră în funcționare acest așezământ cultural. Vom putea avea activități și suntem și obligați și avem și datoria morală ca toată comunitatea pânceșteană din toate statele de unde vor să vină să beneficieze de această locație.
Să fie clar pentru toată lumea, deci nu vor fi activități comerciale în acest camin cultural, nu va fi baruri, nu se va face discotecă, va fi folosit pentru reluarea activităților tradiționale. Vom reînvia orașul Balo tradițional moldovenesc. Vom începe și vom continua cu activitățile culturale și educative cu elevii din Comuna Pâncești, cu toate serverile care se vor face în acest camin. Referitor la tinerii care vor participa la evenimentele de distractive de la nașterea Mântuitorului, de Crăciun, de Anul Nou sau la sărbătorile pascale, vreau să fac niște referiri, chiar dacă ele sunt puține. Sunt tineri adolescenți, care la multe locații publice își lasă amprenta cu papucii pe pereți. Dacă toți suntem mulți aici, aș vrea să știu că dacă e vreun tânăr care e lipsit de gravitație și poate să meargă pe tavan sau pe pereți, să vină în față să-l cunoască toată lumea. Mai avem tineri care orice am face și orice am întreprinde în comuna noastră, pe rețele de socializare și pe toate formele de a încearcă să fie un cică contra, cum s-ar zice, adică tot timpul găsesc ceva de comentat, inclusiv cu Sfințele astăzi am găsit elemente puține la anul, într-adevăr, care zice, dar ce ne trebuie Sfinții? Baba arde, țara arde și baba se gâteaptă, ne găsesc fel de fel de chestii care ne întrerup de la a crea acest mediu social plăcut prin care să descărcăm energiile negative, să putem să ne bucurăm de anumite investiții care s-au realizat la nivelul comunii. Sunt convins că și cei care comentează, puțin la număr, într-adevăr, sunt toți cetățenii comunii Pâncești. Noi acceptăm. Nu-i problema de ei, ci de numărul lor. Sper să fie din ce în ce mai puțin. Și tinerii care rostogolesc aceste astea să încerce să blocheze sau să stopeze și să rostogolească faptele pozitive ale comunii noastre, adică lucrurile bune să se adune, cele rele să dispară, să se sperie, cum spune. Da, toate investițiile care s-au realizat la nivelul comunii Pâncești au fost sprijinite în mod special de domnul europarlamentar, președinte al Partidului Social Democrat, județean Bacău, domnul președinte Dragoș Benea, care în actualmente la Bruxelles a fost invitat, nu a putut să ajungă, delegat pe domnul prefect, domnul președinte și administrația centrală de la Bacău. Domnul președinte, timp de 20 de ani a luptat la dezvoltarea comunii Pâncești și la majoritatea comunilor din județul Bacău. Îi urăm pe această cale multă, multă sănătate, putere de muncă și de coordonare și de păsărirea primarilor, ca să zic așa, că cum au pe o zi un șef județean, un așa, nu știu, la e pe domnul președinte, care e un lider al nostru, un exemplu demn de urmat, dar greu de găsit asemenea conducători, ca să zicem așa. Mulțumesc în numele întregii comunități, domnule președinte, și la toți cei care ne-au sprijinit în realizarea obiectivelor pe raza comunii Pâncești. Nu vreau să vă plictisesc prea mult, deși ar vrea să vă fac o mărturisire publică. Dacă ar fi să regret ceva, ce n-am făcut în ultimii 6 ani de mandat, când dumneavoastră mi-ați acordat pentru prima dată să fiu primarul comunei acestea și vă mulțumesc încă o dată pentru încrederea pe care mi-ați acordat-o. Vreau să vă mărturisesc că nu regret nimic din ceea ce ține de materie, pentru că
ne-am ratat, am conștiința în păcate, că n-am ratat niciun proiect. Împreună cu Consiliul Local, care m-a avut un sprijin deosebit în cei 6 ani, împreună cu funcționarii din primărie și specialiștii de la firmele cu care am colaborat în proiectare și în consultanță, cu constructorii care au fost pe raza Comunii Pâncești, care nu le-au lăsat cu lucrări încurcate, am reușit să facem obiective, să construim obiective mărețe. Și totuși, dacă aș fi să regret un singur lucru, l-aș putea regreta, că n-am avut puterea să fiu mai aproape de oameni. Ocupând timpul foarte mult proiectele și astea, poate am mai neglijat și acolo câte un caz. Deși cazurile importante, zic eu că am fost alături de ei, de cetățenii la nevoie, de oameni cu probleme, cu care au nevoie de sprijin. Tot timpul cei cu probleme deficitare în anumite familii cu mulți copii, cu asta tot timpul primesc și vor primi sprijinul de la primărie prin compartimentul protecția copilului sau chiar prin donații, prin... Dar dacă tot e vorba de cetățeni, vreau să vă spun că am fost și ne-am implicat și în alte proiecte pentru a veni bani pentru populația activă de mijloc, pentru că Comuna Pâncești o sprijinit tinerii fermieri și avem 10 proiecte de 40.000 de euro accesate, care deja sunt de ultima oară. Dar adică puține comuni din județul Bacău pot avea, au avut asemenea, pe grupul de acțiune egal de la Tamars. Avem OAIU, Organizația Utilizatorilor de Apă de la Dinesc, care e sprijinită de primărie, a accesat un proiect de reabilitare a sistemului de irigație de 1 milion de euro pe fonduri europene. Deci suntem o comunitate care putem să ne bucurăm de multe investiții. În rândul celor cu copii mulți și cazuri sociale, am contactat societăți, ONG-uri care i-au sprijinit și am construit mai mult de 10 locuințe pentru copilașii care n-au nicio vină că sunt din familii sărace. Ei trebuie să meargă la școală, să bucure de copilărie ca toți copiii. Aș vrea să sensibilizez și să fac un apel la public, că bucuria cea mare nu-i când primești, ci când mă feri. Sunt oameni care au îmbătrânit și n-au simțit bucuria asta. Au simțit-o numai pe cea de a primi. Să încercăm să fim mai umani, să încercăm să fim mai apropiați de oamenii la necaz, în durere, în suferință. Programul sau audiența la primarul de la Pâncești lipsește programul, pentru că audiența e 24/24. Tot timpul, orice oră din zi sau din noapte, sunt prezent în fața cetățeanului. E greu să stăpânești emoțiile, dar, într-un cuvânt, vă mulțumesc pentru participare. Vă mulțumesc că astăzi putem petrece împreună, după ce vom parcurge. O să dăm cuvântul la autorități să vorbească și după aceea o să urmeze premierea oamenilor vârstnici. Dacă ați observat că atenția mea în ultimii 6 ani a fost îndreptată înspre vârstnici și copii, trebuie avut atenție că sunt categoriile cele mai defavorizate. Copiii intră în viață și trebuie ajutat să intre cu folos și puternici și bătrânii ies din viață, care trebuie să le acordăm atenția cuvenită și să-i înghiem. Vă mulțumesc din suflet și sperăm că după să aveți răbdarea să terminăm de oficiat tot ce avem și după aceea să putem petrece, să ne distrăm, să socializăm în bune condiții cu toți. Vă mulțumesc din suflet că m-ați ascultat. O zi bună, vă doresc. Aveți cuvântul, domnule prefect. Mulțumesc, domnule. Dragi pânceșteni, dragi ucenici părinți, dragă părinte Protopop, domnule primar, veniți un pic mai în față, nu stați acolo în colț. Modestia, bunul simț și hărnicia domnului grădinarul, mai ales modestia, că l-ați văzut cât de atins este de emoția zilei de astăzi, au făcut posibilă
această gândire de 500.000 de euro, un așezământ cultural în care dumneavoastră a spus că trecutul și prezentul se îngemânează. Acum am trădat viitorului și sigur cu acești copii minunați, cu determinarea cu care dumneavoastră vreți să reînviați tradițiile locale aici, nu altfel de mode întregătoare, ci tradiții locale, cred că acest așezământ de cultură va deveni ceea ce trebuie să fie, adică sufletul, inima comunității pâncești. Eu vă felicit pentru investiția pe care o dați astăzi în funcțiune, o punem în funcțiune astăzi. Am încredere că hărnicia dumneavoastră și modul în care strădanile dumneavoastră se materializează vor duce comuna exact acolo unde este locul pe drumul dezvoltării. Sigur, și cu asta închei, există și voi rătăcite de care dumneavoastră ați pomenit adineauri. Nemulțumiți de profesie, gică contra și așa mai departe. Însă, cum șa de bine unui bun creștin, și aceste oi rătăcite își vor afla calea la un moment dat. Și trebuie să îi duceți și pe acești oameni, chiar dacă par virusați complet și imposibil de vindecat, eu sunt convins că modul dumneavoastră empatic de a vă apropia de oameni îi vor aduce pe calea cea dreaptă. Mulțumesc tuturor, mult succes! Domnul președinte, Consiliul Județean Bacău. Mulțumesc frumos! Prea cu cerniți părinți, domnule primar, domnule deputat, domnule prefect, doamna inspector general și nu în ultimul rând, stimați primari care vă văd acolo, vecini de această localitate frumoasă. Într-adevăr, domnul prefect a spus foarte bine. Localitatea se află pe drumul dezvoltării. Să știți că domnul primar, așa cum este dânsul modest și extrem de atent cu cei din jur, a spus un lucru extraordinar. Trebuie să fim aproape de oameni. Nu știu dacă știți, echipa noastră, echipa administrației județene, are un dicton. Aproape de oameni, împreună la greu. A fost o perioadă grea, a fost o perioadă care urmează într-o altă etapă de greutăți și mă bucur că astăzi, în localitatea noastră, se dă în funcțiune un așezământ cultural. Cine nu muncește nu-și dă seama cât de greu este să implementezi fonduri europene, fonduri guvernamentale și să vezi un lucru început și finalizat. De la gând la ceea ce se realizează, să știți că e un drum foarte, foarte lung. Apropo de ce spunea și domnul primar, cei care cârcotesc, nu știu ce înseamnă muncă. Eu așa cred. Pentru că dacă muncești și vezi cât este de greu să aduci, să faci un lucru care să rămână comunității, pentru că nu-i rămâne primarului, ci rămâne comunității, adică dumneavoastră. Eu vă mulțumesc pentru invitație, vă felicit domnul primar, vă felicit și pe noastră și vă rog să mă credeți că sunt extrem de încântat să văd atât de multă lume la un loc. Felicitări, vă mulțumesc! Are cuvântul doamna inspector general pentru copilași, pentru sete părinți, pentru mămiță. Bună ziua, bun găsit! Mulțumesc frumos pentru invitație. Am să-l cer pe domnul primar că a spus că nu a fost suficient de aproape de oameni prin ceea ce face, a făcut prin contactul mai degrabă indirect de foarte multe ori, dar printr-un drum pe la care dumneavoastră poate ajungeți mai ușor prin facerea unui drum, da, în sensul acesta, prin iată un edificiu cultural care aduce alte oameni. Astăzi dumneavoastră sunteți aici, vă regăsiți cu comunitatea, cu autoritățile, noi cu dumneavoastră, ceea ce, să știți, este răscolitor și important și pentru noi, pentru că ne trezesc, manifestările de tipul acesta ne trezesc și ne aduc aminte că ar trebui să ne mai uităm spre trecut, spre ceea ce ne-a construit ca oameni, din punct de vedere moral, din punct de vedere religios, pentru că alergăm de
de foarte multe ori zicem noi că înainte, dar de foarte multe ori greșim direcțiile și nu ne regăsim și atunci ne suntem obligați, spun eu, prin structura noastră de om care caută tot timpul un bine, adevărul îl caută, ceea ce este moral, așa cum spuneam, suntem datori cumva să ne uităm spre trecut, să ne ascultăm bunicii, pentru că din nou trebuie să fac referire și la ceea ce spunea domnul primar, da, fie că suntem părinți tineri, fie că suntem tineri, adolescenți, copii, de foarte multe ori considerăm că deținem frâiele acestui mers înainte. Nu, este bine să vedem cine suntem, de unde venim, ceea ce e confirmat că e de partea binelui, frumosului și adevărului, adică trecutul, adică tradiția. Felicitări pentru investiție, pentru că acest cămin cultural înseamnă naștere, căsătorie, tot ceea ce înseamnă parcurs existențial și, în mod sigur, manifestări ale copiilor, ale tot ceea ce vizează contextul artistic tradițional și nu în ultimul rând religios. Felicitări, Doamne ajută! Vreau să mai oferim un buchet de flori pentru maica Scardeță, care tot timpul a fost alături de noi și pentru cetățenii comunei Pâncești, sunt prezenți mereu la Mănăstirea Pugleță. Salut, doamna, de la televiziune, care transmite în direct toate ședințele Consiliului, toate evenimentele sunt transmise de Exclusiv TV. De multe ori se poate intra în timp real în acțiune. Următorul pas ar fi să mergem să în public sau avem de premia bătrânii. Cred că e bine să premiem bătrânii. Da? Deci a doua acțiune care o avem, avem premierea oamenilor vârstnici. Intră în obișnuința noastră. De când sunt eu primar, am reluat acțiunea asta. Atunci o hotărâ Consiliul Local să le dăm suma la o de lemne. Acum 6 ani, era 500 de lei. Acum lemnele sunt scumpit și le dăm 1000 de lei ca să poată lua tot o căruță de lemne. Deci cei care au depășit 90 de ani primesc o diplomă de apreciere și admirație, minerea vârstă, și un plic cu 1000 de lei. Le mulțumim celor prezenți și reprezentanților la cei care nu sunt funcționari. Avem un număr de 15 persoane pe care le primim. Potrivirea Consiliului Local e pentru cel la 100 de ani, dăm de 10 ori mai mult, deci 100 de milioane, ca să înțeleagă toată lumea, dar nu avem. Așteptăm să avem și cazul ăsta. N-am avut până acum. Ia să văd, să vină mai aproape sau să cobor eu, băi, repede, să dimânesc diplomele și banii și să continuăm. Haide, vin după mine. Hai să vedem cine să aproape, ia să vedem, Barbu Gheorghe. Îl avem nou. Uite, avem aici un caz imediat. L-am Cozonac. Cozonac Victoria. Tante Victoria, când eram adolescent în clasa 5, am îmbrăcat cu biete la sărbători de iarnă că făceam capră. Am și dormit la ea ca să mă poată, fiind copil, să mă echipeze de pe la 4 dimineață ca să pot pleca cu capra. Deci, o țin minte de când aveam 12 ani. Îi mulțumesc și doresc mult mă tate să ia și premiul de 100 de ani. Aveți diploma? Uite, vă dau banii. Da, avem pe Costache. Stapta, o semnă, da? Este. Alege.
sale. Da, deci e Costache Sa, da? Are, de lei, are vârsta de 92 de ani, bătrânica merge în fiecare zi, în fiecare sărbătoare la clar. Are putere să meargă la clar. Ăștia mai tineri nu prea avem, dânsa la 92 de ani am văzut țării și astăzi multă sănătate. Și premiul de 100 de ani, le-i sigur. Dacă merge în fiecare sărbătoare la biserică, le-i sigur. Hai să vedem următorul. Niță Constantin. Avem reprezentant, că dânsul e, da, avem pe fiică, domnul Păstecăniță, multă sănătate. Da. Următorul care avem, Dumitru Janică. E prezent, ia să-l vedem, vin în față, Padre Janică. Padre Janică, de la prima oră e pe bancă la poartă, cred că de asta au și ajuns 92 de ani. Nu văd Janică? Au și mânce la viața lui. Uite, ai 1000 de lei și la 100 de ani e 100 de milioane, da? Ei, da? Bun, merge și la biserică și el l-am văzut, așa bătrân, să ține. La Chitoreț nu e în mine. Pe cine mai avem? Că mai sunt. Popa Polixenia. Profesor Popa, mama dumneavoastră nu-i deplasabilă, e mâna dumneavoastră și mult. Ranica. Cine? E și bătrâna, nu? Ia să vedem. Ea e? Hai să vedem aproape. Trebuie să avem răbdare că ești bătrân. Uite, tante, sănătate. Să ajungi 100 de ani. Iar cine mai avem? Ah, bătrân, Bărea Traia. Da, da, da. Bărea Traia în la pădure, lasă. Avem în toată viața, am muncit omul. Care e Sandra, Maghi, Olimpia, Iro, Opa, Amire, Dezea, Bartu, Dezea, care e Vestu, Isma, Dezea, Bartu, 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 Dezea, Nasta. Bate Traian mult, tata, uite că ai ajuns și îți vreau să primești premiul, diplomă. Radu Elisabeth. Are reprezentantul că nu poate merge. Multe sănătate. E mânață. Cum? Da, punem de. Ia să vedem ce avem. Care mai sunt aici? El e prezent? Da, mai cântăm rogul. Barbu Gheorghe nu e aici, hai să vedem. Floria Ioana, are un reprezentant? Burlac Ecaterina. Burlac Ecaterina. Prădai și Arieta. Irofte Paraschiva. Irofte Paraschiva nu are? Nu, o să-i dăm la un mașinat. Turcu Adela. Ia să vedem. Nu-i vine, nu ai putut să o aduci pe tante Adela, da? E nepotă, o să-i transmitem de știm, nu? Îi dă-i lui tante cu felicită acasă. Cum acum? Poți să rămâi la pietre să nu mă să-mi pierzi banii. Mai avem? Pe care mai avem? Hai să... Deci am trecut. Ceilalți care nu sunt prezent, zic că ne deplasăm la domiciliul lor, fiind bolnav și o să rămânăm diplomine și banii pentru... Deci rugămintea este de fapt un spațiu să putem merge în față în timpul să facem dăm voie la vizitatori să ne reîntoarcem cu programul artistic. Următorul pas e copiii talentați din piraza Comunii Pâncești care o să pregătească până noi Pamlica. Între timp Nu să. Dumnezeu, nu. Da, da, da. Hai. Mai este. Da.
Acest grup din 8 fete se transformă în 40. Grup vocal, aveți niște costume fantastic de frumoase. Bineînțeles că ele trebuie combinate într-un mod anume, nu putem să îmbrăcăm costumul popular așa la îndală, are și el o ordine de felul în care se poartă. Ce voiam să vă mai zic? Și o trupă de dansuri, și un ansamblu de dansuri. Și aici am găsit pe domnul Brumă, da, este aici. M-am gândit eu așa că având un taraf să se cânte live, cum spunem noi artiștii, ar fi și mai grozav. Poate că domnul primar se va gândi și la acest lucru, în caltea dacă tot se face artă și nu inițiem copiii și tinerii în arta interpretării cântecului și dansului popular, să avem tot ce trebuie. Orchestră, nu? Taraf, să avem dansatori, să avem soliști. Deci începutul este aici, este bun începutul, pentru că au fost Sfinții Părinți și au binecuvântat acest loc. Deci avem, având așa un cămin cultural, trebuie neapărat să se facă activitate în el. Și asta numai cu ajutorul dumneavoastră. Trimiteți-vă copiii să aibă o activitate frumoasă. Stând așa toată ziua cu telefonul în mână și, mai știu, tablete, plachete, ce mai au ei, nu este prea sănătos. Și nici ceea ce văd pe internet nu este sănătos deloc, aș putea să spun. Foarte puține lucruri sunt bune dintre cele care copiii noștri le... Vedeți, am spus ai noștri, adică și ai mei și a tuturor celor care iubesc copiii și și-au pus viața și cariera în slujba educării lor. Deci aduceți copiii, cum a spus Hristos, lăsați copiii să vină la mine. Așa spunem și noi, să fim alături de biserică, să fim alături de domnul primar aici, care iată se străduiește să facă lucruri atât de frumoase, iar eu am să vă ajut, am să vă ajut cu tot ce pot, cu repertoriu. Oltița, hai veniți un pic pe scenă și voi, până vă vine rândul să vă... Eu iubesc foarte mult acești oameni. Sunt colegii mei de cântec care poartă, iată, costumul popular atât de frumos. Atât de frumos sunt. Trebuie să... Ei sunt modele pe care copiii dumneavoastră nu știu să poartă un costum popular. Poate nici dumneavoastră unii nu mai știți. Am văzut o ploiță acolo. Ridicați-vă puțin în picioare, doamne, și veniți și dumneavoastră aici. Dar dacă vreți să lăsați puțin haina, că s-a făcut cald. Așa, să vedeți un costum autentic de Pâncești. Așa, să se vadă cămașa, că e atât de frumoasă. De ce nu ne-am... De ce am reînviat această îndeletnicire a coaserii costumului popular? Vino aici, doamnă, veniți aici. Ploița, nu aduce măcar aici în față, măcar aici în față. Iată costumul, îi lipsește doar un pantof negru. Aplaudați-o. Deci, poartă ploița de la mama ei, care cred că are 100 de ani. Nu-i așa? Această ploiță. Zice că nu se pricepe să coasă mărgele. Știți? Nu există așa ceva. Există, nu pot. În general, nu există, nu pot. Dacă vrem, putem. Cât de frumos este costumul popular. Au apărut pe piață, iertați-mă, poate că mă lungesc prea mult la vorbă, dar este important ceea ce vreau să vă spun. Au apărut pe piață tot felul de făcături, costume populare, făcute la mână, ba chiar și chinezii fac, ei românești. Deci nu, Pâncești trebuie să aibă costumul lui, de Pâncești, da? Cu această ploiță minunată, cu acest peșteman, li se spune, nu știu cum se spune la dumneavoastră, fotă sau? L-am promutat și a rămas fără el, zis ce spune. Nu-i nimic, deci pe acest model se poate crea și dumneavoastră, mamele, bunicile, nu cred eu că nu ați avea timp iarna, cum erau odată șezătorile, clăcile. Hai să facem o întrecere, de ce nu? Găsește domnul primar pânză, nu? Ace, cred că se găsesc destule. De asemenea, culorile acelea, mulineul acela care se folosea la cusut, doamnele, știu ce înseamnă mulineul, da? Cea mai bună ață de cusut. Să ne găsim în deletniciri care ne sunt de folos și sufletului și creierului, că ceea ce ne vedem la televizor ne îmbâxește creierul, ne face de oameni aproape. Deci, războaie, televiziunile au grijă pentru rating, să spună, să alarmeze populația, ca să te țină cu gura căscată acolo, pe pot, 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 pot,
și nu mai facem nimic util. Unde să stau să nu mai facă microfonie? Și iată că a venit domnul primar, dar rețineți ce v-am spus. Eu am să vin la dumneavoastră și am să văd ce face. Facem și zători. Împreună le facem. Ne șaltițăm. Deci... Eu nu știu, sunt puțin emoționată și surprinsă, mi se pregătește ceva, da, vă mulțumesc pentru invitație și eventual... Acum, Oltița, să fie nu cred că ești chiar așa surprinsă, pentru că eu am vorbit despre acest lucru. Am vorbit, dar știți, de la vorbă până la faptă, parcă ziceai că-i drumul... Păi bine, să nu ne laudăm înainte, numai să faci aici nu e vorba de o laudă, aici era vorba de o inițiativă, de o dorință de a face ceva. E bine că există o dorință și o inițiativă. Domnul primar, mulțumesc și predau microfonul pentru că vorbesc mai târziu eu. Da, vă mulțumim pentru sfaturi. Bine ați venit, doamna Maria Șalaru și artiștii invitați dumneavoastră. Vă oferim un buchet de flori și vă dorim un binevenit în comuna noastră, un bun venit. Și îmi doresc ca să ne distrați publicul și să plecăm cu inima largă de aici și cât mai fericiți. Florile se oferă de regulă în sfârșit după ce ne facem treaba, dar dacă mi le-ați dat, e bun primit, așa cum am spus, și mulțumim că sunt și preoți aici printre noi, n-au plecat, au să vadă programul artistic oferit de, în primul rând, de copii și după aceea pe noi, ăștia mai bătrâni. Deci, să avem răbdarea să ascultăm întâi copilașii cu talentele locale. Mulțumim! Că îți stras cu bucuria de a ne face fericiți. Vă mulțumesc! Îl invităm pe domnul profesor să prezinte primul grup. Vă trebuie microfonul, uitați! Da, bună ziua! După cum vedeți, doamna Maria Șalaru, interpreta noastră de muzică populară, a pregătit un grup vocal care poartă numele unei, să spunem, consătence de a noastră, regretata cântăreață Maria Petraru. După cum știți, unii dintre dumneavoastră, ea s-a născut în satul Fundul Văii. Din păcate, a încetat din viață la vârsta de 40 de ani, mai bine spus în 1982, ea a reprezentat cântecul popular al văilor acestea, al văilor râului Soci, care se, spunem, întâlnește cu cerul Dienețului. Ea a dus pe aproape întregul glob pământesc cântecul popular de pe aceste voi ale noastre. Nu mai pot enumera țările pe unde a fost, dar iată că spiritul acesta al cântăreței, regretate cântărețe Maria Petraru, a rămas. Și după cum vedem, s-a dat și numele grupului acesta vocal, compus din copiii aceștia frumoși ai satelor noastre, care vă va încânta în programul ce va urma cu diferite piese din repertoriul cântăreței Maria Petraru și alte piese de din repertoriul doamnei Maria Șalaru. În componența grupului sunt, după cum unii le cunoașteți, că sunt din satele dumneavoastră, Lorena Radu, Adina Chifani, Melita Urzică, Simona Barbu, Anisia Colac, Bianca Enache, Elena Spătaru și nu în ultimul rând, Georgiana Patriche. Da, vor interpreta grupul acesta vocal Maria Petraru, vor interpreta cântece precum Fata Neichi Fată, i-a zis mama lui Taica, o zis
zis mama cămiu, da? Dar mai bine, haideți să le aplaudăm în primul și în primul rând și apoi... și apoi să le ascultăm, după care... Le voi prezenta pe unele cunosc foarte bine, că au fost elevele mele la Școala Populară de Arte. Acum să ascultăm grupul Maria Pietraru. Da, îmi cer scuze. Emoțiile mă stăpânesc și pe mine, după cum bine vedeți. Să dăm drumul la prima piesă. Leu, leu, leu.
următoarea piesă. A treia piesă de grup, am să urc și eu pe scenă ca să nu mai facă microfonie. Ia-o-s lumea, ia-o-s lumea. Din toată lumea iubită, ia-o-s lumea. Din toată mă înțelege, ia-o-s lumea.
încet difuzoarele, că sunt multe și într-adevăr deranjează la... O să spuneți că nu mai auziți după aceea. Nu știu ce se întâmplă. Microfonul mai tare, poate? Poate mai tare microfoanele, deci asta nu auziți dumneavoastră, nu auziți solistul, da? Așa, dar să știți că Sfinții Părinți au dat dezlegare la joc. Așa că, ia să vedem pe cei mici acolo, cum știu ei, să dea o probă de horă ca la Pâncești. Doamnele învățătoare să-și mobilizeze elevii și să facem o horă mare, așa frumoasă, ca la Pâncești, da? La Moldova. Mergem în continuare cu Melissa. Școala Populară de Arte și Meserii și se cunoaște asta. Lorena Radu! Domnul primar, foarte frumos, și doamna acolo, public, soția domnului primar, iată că a luat inițiativă. Spuneai, mădiță, odată, măi, mădiță, măi, bisul frunza cea rotată, doar puiulilor, că probai să faci și-a rămas. Vorbești cu ea, măi, bădiță, măi.
Minunată. Avem în mijlocul nostru televiziunea am rămas focusată pe aseară. Televiziunea Exclusiv TV cu doamna Lili Ungureanu, pe care rugăm să ia și publicul acesta minunat și hora aceasta minunată. Lorena, în continuare, mai are de cântat încă un cântec. Ce facultate ești? La Facultatea de Muzică din Brașov. Iată, vedeți? Să ascultăm, deci, pe Simona. Și-n flăcări s-au prins și doi mulți mesei. O mă bună
cunoscut acest cântec frumos și chiar predonau împreună cu Simona. Sunt cântece vechi din folclorul nostru. Acest cântec a fost cântat și de Maria Pietraru și de Ion Crețu. Cam toți interpreții l-au avut în repertoriul lor pentru că este un cântec foarte, foarte frumos. Acum vine Anisia Colac. Cred că puteți să-i vedeți ochișorii. I-am spus să-și dea părul pe spate ca să-i vedeți fața ei frumoasă și zâmbetul ei. Ce se întâmplă cu microfonul acesta că nu, că se aude cu întreruperi. Deci urmează să cânte acum Anisia Colac. Bună ziua și bine v-am găsit! Moldovencii liști, iubiși, trăie. Trălin, 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 trălin.
lua și amândouă vom cânta ea cu mine, eu cu ea, trinitita. Hai să fim care să-ți plătesc, în joc moldovinesc, până la mă, când o vinesc, cu trinitita. Și la moldoveni și gura-i mergi și așa pistrim, cum am trăit. Parcă aș juca, dar să nu mă mușca, trinitita. Ai cânta o trompetă libre și eu achiui, pura mea, nu pot să fii, trinitita. Îi așa-s moldoveni și lită, între și trompetele, trinitita. Asculți de artistele mai bătrâne, că tu vei deveni o mare artistă. Cum o mare artistă, dacă își dorește, va fi și următoarea interpretă, atât de timidă, eu îi spun cu mințenia pământului. Și știți de ce? Puteți să aplaudați, o cunoașteți? O cunoașteți, desigur că da. Este eleva mea, a fost eleva mea de la 7 ani până la 19. Și acum câți ani ai? 19. Deci continuă să se pregătească cu mine, îmi cere sfaturi. Adina Chifani, Adina Chifani are două cântece, vorbește, că uite pe mine mă întrerupe mine de la sunet. Ambele mele cântece sunt făcute integral de doamna Maria Șalaru, care s-a ocupat temeinic de cariera mea și s-a asigurat că o să ajung acolo unde trebuie. Și îi mulțumesc enorm pentru tot ce a făcut pentru mine, îi mulțumesc și familiei care mereu mă susține, indiferent de ce ar fi, și le mulțumesc tuturor celor care mă apreciază și care mă ascultă.
vinie, nu mă duci, mi-ați mai ieftin să n-o guști, din 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 din. Și nu mă înveți cu apără și din-din-din-din-din. Că eu mă stă și aia fată și se lasă îmbătată, nici picură însărătată, din-din-din-din-din. Măi băieti, băiețaș, eu iute picăraș, cât ești tu din la oraș, din-din-din-din-din-din. Și poate și cânta să rapi. Dar și nu sunt și nici plus. Când eu uită ca de râs, cred că el chiar mă iubește. Dar din tine să ferești, mă lasă mai rapi un pic. Să văd de băie și spui, am să-i spun că am glumit. Cu el am să mă mărit. Și o invit pe scenă pe colega mea de cântec, Oltița Todirca. Mulțumesc frumos! Vă mai salut o dată, cu respect, și vreau să îi mulțumesc colegii mele, că așa a spus și ea și o invit lângă mine aici, și să-i spun că o respect pentru profesia pe care o dus-o la desăvârșire și să-i spun că îi respect și munca pe care a făcut-o cu acești elevi și nu vreau, că, de aceea nici n-am stat pe scenă, pentru că este munca ei și meritul ei și am lăsat-o să-și primească toate aplauzele. Nu e ușor să formezi un copil de la zero. Ea este profesoară la Școala Populară de Artă de atâția ani și a crescut atâtea generații, iar e normal să se bucure de lauri. Aseară a fost un spectacol, un proiect vast,
fost realizat de Maria Șalaru la zilele Bacăului și ea este și obosită, foarte obosită, dar are atâta energie încât astăzi nici n-aș fi crezut că mai poate sta în picioare și e tot ce... La două dimineață m-am culcat, ea a fost printre ultimii invitați care au cântat, vedetele au cântat la urmă, așa se spune, ce mai bun la sfârșit, dar pe mine nu mă mai da atâta și hai, cântă-ne, că uite s-a întrerupt hora. Așa, eu n-am să vorbesc prea mult despre mine, doar atâta am să vă spun că dacă o să mai am ocazia, o să mă cunoașteți mai bine, dacă nu, atunci să ne ascultăm și să dansăm sau să faceți dumneavoastră ce credeți că e mai bine. Știu că sunteți flămânzi și de aceea nu vă țin mult de vorbă. Yeah.
știți, dragi spectatori, că de fapt lumea pe noi ne cam confundă. Unii îmi spun mie Otița Todirgă și ei spun... Acum să vedem și nimă duc acasă, că nu știu pe care lista e. Știi, cine umblă după două, nu prinde niciuna. Ei, tu... Cu nevasta oricum plece acasă. Să lăsăm pe Nicu Chiriță să-și facă mendrele în continuare. Și noi să ne trăgem de cap aici. Nu ești vorba. Dacă ai de gând așa, nu mă mai dau. Haideți, să meargă muzica. Duceți-vă și dumneavoastră mai, dar n-aveți ce să facem, că trebuie muzica asta pentru toată lumea. Duceți-vă mai în spate cu scaunele dacă vă deranjează. Aici am recunoscut-o pe bunica Adine Echifani. Bună ziua, doamnă! Sărutări de mâini și respect foarte mare pentru ceea ce faceți dumneavoastră pentru nepoată. Așa. Haideți să meargă muzica, orchestra din Buzunar. Să vorbim și ai venit din
și Otița Todirca. Un cuplu și pe scenă, după cum ați văzut, nu-i cu mine, nici cu, că nu-mi place stilul lui, nu? Acum, să înțeleg numai când se pupă pe scenă, după aceea e prea știi. Dar nici pe scenă nu prea ne pupăm noi. Adică nu trebuie, că-i COVID. Adică pupă el, că eu pe el nu prea îmi pup. Așa fac fetele. Acum dăm voi, Maria, dacă nu te superi, să mulțumesc domnului primar pentru invitație și ție pentru recomandare și să vă las în veselie și în voie bună până la următoarea întâlnire. La revedere! Așteptăm aici, în continuare, nu plecați, să capul de afiș, Maria Șalaru, să ne cânte și ea un micro-recital, numai pentru că vreți. Numai dacă vreți. Sigur că vreți. Aplaudați-a, vedeți, vreți? Acum să vă văd dansatorii. Așa, hai să faceți concurență. Și voi rămâneți cu mine că am un cântec frumos care trebuie să-l învățați și voi. Sigur că neapărat. Cântă, bă, neapărat. Cântă. Într-o domnișorii
și polca, jucam și la casă plecau. Asta-i polca vechi, op și op. Haideți băieți la polcuță, dacă vreți câte o guriță. Dar ce vreți tăci, puteți la polcă, măi băieți. Polca pe furatic, polcă țăgănească, dar și polca șală. Nu
Nu era dimineață, nu era dor și dor, nu era.
ceva. Spunea cineva, dacă vrei să faci o capră să cânti, o duci la Maria Șalaru. Așa am învățat să fără ea. Da. Tu ești fierat oricum. Ne iertați, dragi spectatori, noi facem un show așa pentru bucuria dumneavoastră, dar să știți că eu chiar mă simt bine pe scena cu ai mei colegi. În particular așa, mai sfădim câteodată. Mai există câteodată divergențe de opinii, ceea ce este constructiv. Corect. Da, mai avem cântece? Mai avem. Mai vreți să mai cânt? Vreau să aud acolo, da! Haideți, dați drumul în continuare. Mai făcai în mărunțar și pisata, cum se joacă pila sa. Se jucam după și voi, după tot e mai făcai în mărunțar și pisata, cum se joacă pila sa. Pila sa, pila oraș, până gradă pe imaș, și-o gărup ochii și lipi, și nu pot călcăi. Pila sa, pila oraș, până gradă pe imaș, și-o gărup ochii și lipi, și nu pot călcăi. Se află de DJ-sa și interpreta de muzică ușoară, Liliu Ungureanu. Și merită aplauzele dumneavoastră. Mai am vreun cântec?
să mai cânt. Un cântec, da? Bun, bine atunci. Vreau să vă las super mare. Este ultima piesă de repertoriul meu, de recitalul meu, așa că profitați! Oamenii frumoși, parcă-s flori, moldovenii mei, lui Hristos închinători, moldovenii mei, laiul meu cu mână stiri, moldovioara mea, de la Ștefan amintiri, moldovioara mea, dar îmi sunteți mie dragi, moldovenii mei, cum e Bodonal din face, moldovenii mei, toți ca munții de voinici, moldovenii mei. Și plăcută obligație aceea de a fi în mijlocul dumneavoastră la solicitarea domnului primar. Cum îl cheamă pe primar dumneavoastră? Da, Ișenel de la Vișinată. Și am auzit eu că a pregătit o vișinată acolo pentru noi. Eu n-am voie să mă conduc, dar Oltița, nu, conduceți voi mașina mea și eu rămân aici, da? E bun așa? Așa, bun. Am făcut-o. Deci voi nu beți vișinel. Pardon, vișinată. Da, poftim, veniți la microfon aici să ne luăm rămas bun de la dragii. V-a plăcut, nu-i așa? Așa, așa. Nu știu ce urmează, vă dau acum microfonul. Ce vreau eu să vă spun, aduceți copiii la aceste activități. Ați văzut și dumneavoastră. Îi dor chișoarele acolo, dar au rezistat. Costume frumoase aveți în zonă, copii talentați aveți, dați-le activități artistice și culturale. Pentru că trebuie să hrănim sufletul, mintea, nu numai burtica. Nu, că eu nu vroiam să spun decât atâta. Bine că o terminat de cântat Maria Șalaru, că avea să rămân și fără Catrinza, atâta. Rest toate bune și frumoase. Să ne vedem când ne-o vide palmele. Bravo, Maria Șalaru, aplauze! Continuăm mai departe. Nu știu ce urmează. Nu știți cine urcă pe scenă acum? Bine. Domnul primar, unde este desfășurătorul? Ce program mai aveți? Auziți, s-a furat primarul, crezi eu dacă e așa de frumos. E și frumos și gospodar. Da, dar e însurat. E gata? Dar lumea nu pleacă, ce vrei să facă acum? Tu primar, veniți aici că nu mai scăpăm. Mai cânte ceva la primar. Care-mi place de primari, măi, primarii mei, că-i frumos.
sat, măi primarii măi, dar și-l iubește lumea în sat, măi primarii măi, dar și păcat că e însurat, măi primarii măi. Și ne zgârțâie portița, primarul cu primărița, nu se uită la oltița, na! Da, improvizație, așa fac artiștii valoroși pe scenă, cum sunt cei doi invitați ai mei, credeți-mă că m-am gândit la acest show, știam că așa se va întâmpla. Vine domn primar și-a spus, dar veniți și cu soția ca să fiu, să fiu convinsă că... Auziți ce spune doamna aici? Haide să mergem la doamna, dar oare nu face microfonie? Merge așa cu risc. Merge cu risc. Ia să vedem ce spune doamna aici. Banii din palme să fie dragi. Toate fel am zis dragi. Dar a spus primar mai e, da, și din dragi. Are haine frumoase. Și eu făcut bravo. Doamna pentru comun a făcut lucruri bune, domnul primar a făcut, nu? Se face ce ciudă, că știi să joace. Știi să joace, am văzut că nu știi să joace. Ce voiam eu să vă întreb? Ați spus că s-a stat aici până de seară? Da, băi, nu știu, nu vă e cald? Nu vă e cald? Doamna... Auziți, doamna primar, stați așa. Deci, numai puțin, face microfoniile. Dar am vrut să mă întreb pe ceva, pe doamna. Sunteți mulțumiți de ce face domn primar aici în comună? E, asta am vrut să aud. Felicitări, domnul primar. Vreau să vă informez că mi-au plecat șefii de la Bacău, distracția de-abia cu începe. Am fost stresat, am avut șefii lângă noi. Vreau să vă aduc la cunoștință că avem mâncare și băuturi pentru mii de oameni și pentru două zile. Se poate lungi? Stăm aici, stăm aici. O singură condiție, fără scandal. Dar vreau să vă mai informez despre Căminul Cultural, o chestiune importantă. Am făcut un regulament ca să ne putem bucura și să păstrăm această stare din nou a Căminului Cultural cât mai mult timp, dacă prima reabilitare a fost după 75 de ani, cu materialele care s-au construit în 1948-50. Deci cu material de astăzi, următoarea reparație va fi peste 100 de ani. Pentru că acest cămin rezistă 100 de ani, trebuie să găsim soluții ca să îl și exploatăm și să-l și întreținem. Și uitați cum am gândit. O să veniți... Vine pe scenă, dacă... Cum am stabilit funcționarea Căminului Cultural. Deci, au acces în Căminul Cultural toți cetățenii comunii Pâncești, pe bază de act de identitate sau cunoscut de cei de la intrare, cu intrare gratuită sau prieteni sau prietene a celor din comună. Deci dacă ai un prieten sau prietene din alte comuni sau din alt județ sau din alt parte, poți veni cu mare drag. Sau dacă nu, cei care nu au nicio afinitate cu nimeni, cineva din comună trebuie să-l gireze că e un element serios și nu perturbă, nu creează disconfort în perioada când vom organiza petreceri. Deci petrecerile se vor organiza mai mult gratuit, cu anumite activități de caritate către persoane cu dezabilități, care sunt în scaun cu rotile, care au boli grave, care asta, o să merge mai mult pe sensibilizarea sufletului și să-i punem fiecare om inima la încercare. Să vedem dacă are și vrea să sprijine pe cineva. Deci, ca să am clarificat-o cu urmele pe pereți, am clarificat-o acum și cu accesul la petreceri. Deci, nici într-un caz nu vom accepta grupuri de tineri străini să vină să perturbe, să bată, să se certe pe ei și să părinții să nu mai lese copiii la petreceri, că se bată între comuni, între asta, deci e exclus varianta asta. Vreau să vă mai informez că în tot Căminul Cultural, în afară, mai puțin în cabinele de toalete, avem camere ascunse, avem un sistem video foarte bine pus la punct și vom depista foarte rapid pe cel care distruge din mobilier, avem mobilier din piele, mobilier de ultima generație și vom lua măsuri aspre cu cei care deteriorează, care nu-și pot ține mâine și le bagă prin tapiserii, zbolc sau strică asta, deci care știu că au obiceiuri de asta, mai bine să nu mai vină. Domnul, vreau să închei, să vedem... Eu vreau să spun că
să încheiem așa optimist, cu optimism. Când facem un bal al gospodarilor, la seniorilor, uitați atâtea doamne frumoase aici care nu sunt unde să mai plece. Deci un bal al gospodarilor se poate face. Dumneavoastră nu știți. Balul gospodarilor începe de seara asta, hora astăzi și de seara balul. Deci rămânem în continuare la hora calmă care aici, toată lumea poate să... Să dezlănțe și să distreze cât de mult. Nu vom străca nici ei scena asta și pe timp de vară vom organiza în locația asta, fie teatru de vară, petreceri, distracții, ori de câte ori avem ocazie și cât mai des. După ce terminăm cu artiștii noștri dragi, ați terminat, da? Încă o dată le mulțumim pentru prezența pe care și modul cum ne distra public.